Bună seara, bun găsit la emisiunea Vocile Iașiului. Vă propun să discutăm despre descinderea de ieri a de procurorilor Direcției Naționale Anticorupție la Consiliul Județean Iași. Cu acest lucru să începem, vom discuta și despre proiectul autostrăzii Iași-Târgu Mureș, care rămâne în continuare pe hârtie și sunt vești negative despre acesta. Cel puțin despre aceste două subiecte vom discuta în prima parte a emisiunii. Invitați sunt Petru Movilă, deputat președintele Mișcarea Populară Iași. Bună seara, bine ați venit. Bună seara, bine v-am găsit. Și Costel Alexe, deputat, copreședintele Partidului Național Liberal Iași. Bună seara. Bună seara, bine v-am regăsit și venit. Cum vi s-au părut descinderile de ieri a procurorilor de la Consiliul Județean? Au fost percheziții pentru a doua oară în acest an. Au fost ridicate documente în legătură cu achiziții publice la o firmă pe bani, contracte pe bani europeni la o firmă și achiziții vizate achiziții de aproximativ 55 de milioane de lei. De obicei când au avut loc astfel de anchete, lucrurile au avut alte urmări ceva mai târziu. Domnule Alexe, vă întreb pe dumneavoastră prima. Acum, știți cum în zilele în care trăim vedem descinderi ale DNA în fiecare județ. Ieri a fost Consiliul Județean cel care a ținut agenda publică, cel puțin la nivel de Iași, pentru că descinderea în Consiliul Județean Iași au mai fost și în primăvară. Și a avut și urmări. Până, da, dar ca orice cetățean român trebuie să credem în prezumția de nevinovăție. Eu sper că aceste probleme juridice ale celor care sunt vizați să fie soluționate. Dacă au greșit, cu siguranță vor trebui să plătească, dar până când DNA-ul nu va face mai multe precizări, nu pot să fac decât supoziții. Credeți că în astfel de situații în care procurorii încep activități de acest tip, acțiuni de acest tip și vizează oameni politici în administrație sau nu neapărat în administrație, poate chiar în Parlament, acei oameni trebuie să demisioneze direct? Dar au fost și cazuri acolo unde procurorii sau judecătorii au dat neînceperea urmăririi penale. Imaginați-vă că dacă cineva și-ar da demisia automat sau ar pleca din funcție, n-ar mai avea unde să revină. Faptul că ei sunt în judecată, asta nu înseamnă că sunt și vinovați. Decizia unei instanțe va decide. Vă întreb acest lucru. În momentul care instanța decide, evident își pierde demnitatea publică pe care o ocupă. Înțeleg foarte bine ce spuneți, dar vă întreb acest lucru și în virtutea sau în urma acestor evenimente, alegerile prezidențiale de anul trecut, protestele din urmă cu două săptămâni, și despre care oamenii politici spun că au înțeles mesajul, nu mai trebuie să facă tot timpul să apeleze la prezumția de nevinovăție și să existe să meargă pe credibilitate. Nu, eu personal consider că societatea românească așteaptă ca toți cei care greșesc să fie trași la răspundere și toți cei care s-a dovedit că au greșit să și plătească. Acum, nu putem să plecăm de la premisa că o audiere, o percheziție sau o trimitere în judecată înseamnă că e și vinovat. Nu, ducem discuția cu siguranță în alte vremuri. Cred că este foarte important ca în România să avem o justiție corectă și să fie echitabilă pentru noi toți. În momentul în care toți cei care greșesc sunt trași la răspundere, cu siguranță și societatea românească va avea de câștigat, dar cu siguranță și noi ca țară în Europa. Aceleași probleme pe care le ridic, aștept și opinia dumneavoastră, domnule Movilă. Da, nu cred că este de comentat nimic pe acțiunile justiției. Probabil sunt indicii, probabil sunt motivații, sunt argumente, sunt probe. E foarte greu de comentat și în general nu comentez acțiunile instituțiilor din sistemul public, de genul celor care au fost ieri la Consiliul Județean Iași. Cert este că pentru noi ca oraș, ca județ, asemenea lucruri nu ne fac deloc bine și că oamenii cei care sunt aleși, cei care sunt numiți, să aibă grijă la ceea ce fac. Deci nu e nimic de comentat.
Cert este că asemenea acțiuni, activități trebuie să aibă o rezolvare foarte rapidă, pentru că activitatea instituțiilor care sunt vizate să nu fie paralizată, să nu fie stagnate. Știți că au fost de foarte multe argumente în care s-a spus că nimeni din instituția vizată de DNA sau care a fost controlată nu mai vrea să semneze, nu mai vrea să-și asume nimic. Ori din acest punct de vedere, lucrurile trebuie rapid clarificate, pentru că instituțiile respective trebuie să funcționeze. Deci... Și pentru că revin cu această explicație, să spunem, în urma acestor proteste au fost foarte multe mesaje din partea protestatarilor care spuneau trebuie să plece toată lumea, toți cei care sunt acum, pentru că nu vă mai credem. Lipsa de credibilitate aici a fost probabil... Sunt câteva lucruri importante de spus. Ca sistem de guvernare, probabil cel mai bun sistem este sistemul democratic, pluripartidic, cu mecanisme foarte clare, mecanisme publice transparente, prin care cei care conduc instituții ale statului, și mă refer în speță la instituții fundamentale, la Parlament sau instituții ale administrației publice locale, deci sunt aleși de cetățeni pe mecanisme clare. Cei din stradă care au fost, cu toate că aceleași puncte de vedere le-au avut și anumiți politicieni, le-au avut și oameni care nu sunt în stradă, sunt puncte de vedere exprimate clar în societatea românească de multă vreme. Să vă amintesc că referendumul privind reducerea numărului de parlamentari din 2009 a fost un deziderat al unei părți a clasei politice românești. Vă amintiți referendumul inițiat de Traian Băsescu? Și nu a fost nevoie de stradă pentru ca cetățenii României să solicite acest lucru, să se pună în mișcare, iar soluția a venit printr-un mecanism democratic, instituția referendumului. Orice s-ar întâmpla, orice se cere, tot instituțiile statului sunt cele care vin să aducă soluții, dacă vorbim de un stat de drept, de un stat în care funcționează sistemul democratic. La fel, alegerea primarilor din primul tur. Eu și colegii mei de la Mișcarea Populară nu am votat acest lucru în vară, când a fost validată legea în Camera Deputaților, și am luat și cuvântul în plenul Camerei Deputaților spunând, e în regulă, nu doriți. Și atunci, sigur, PSD-ul și PNL-ul au votat acest lucru, dar măcar să fie un prag minimal, măcar 30-35% din numărul electorilor înscriși pe listă, da? Deci primarul ales, să aibă minim acest prag. Sunt reguli care țin de reprezentativitate, de voința cetățenilor și ulterior de autoritatea celui ales. Dacă el este ales cu 20% din 5 candidați, la o prezență de 60% din oameni, practic el a ales primar cu 15%, iar în acest sens, sigur, eu și colegii mei din Mișcarea Populară avem două proiecte de lege depuse, tocmai ca semnal al sezii sau ca o și continuitate. Parlament bicameral pe 300 de parlamentari, 100 de senatori și 200 de deputați și alegeri din două tururi pentru primari. Vă propun să trecem la celălalt subiect despre care am vorbit. Master Planul General pentru Transport și Autostrada Iași-Târgu Mureș, despre care am vorbit foarte mult și chiar la această emisiune. Într-un comunicat pe care l-a transmis Partidul Național Liberal Iași, în urmă cu două zile, Partidul Național Liberal Iași solicită guvernului Cioloș, noului guvern, modificarea de urgență a acestui Master Plan General pentru Transport și prioritizarea imediată a autostrăzii Moldova-Transilvania. Ori, veștile care vin de la CNANDR și de la celelalte instituții, de la anularea studiilor de fezabilitate și așa mai departe, arată că autostrada este împinsă tot mai mult până după anul 2030. În ce sens? Cum solicitați? Prin comunicat? Prin adrese? Prin negocieri? Vă rog. Eu am transmis acum, cred că vreo 20 de zile, și o interpelare către ministru Matache de atunci de la minister să ne spună în ce stadiu suntem. Fostul ministru, da. Încă nu am primit răspuns, dar eu aș vrea totuși să vă spun că și cei doi copreședinți Ana Gorghiu și Vasile Blaga și premierul nostru
din umbră, Cătălin Predoiu și toți ceilalți colegi parlamentari. Dar cred că nu e vorba doar de cei din Iași. Am solicitat și am și afirmat că atunci când va veni un guvern liberal, la autostrada asta, Moldova-Transilvania, trebuie să fie o prioritate pentru noi. Eu am transmis acest comunicat împreună cu colegii din PNL Iași pentru că considerăm că această autostradă trebuie să fie un deziderat și pentru guvernul Cioloș, mai ales că acum nu mai putem discuta de partizanat politic și sper ca premierul Dacian Cioloș împreună cu guvernul său să facă din acest lucru o chestie fezabilă, nu după 2030, pentru că Moldova are nevoie de dezvoltare până atunci. Altfel, suntem în situația în care acest decalaj dintre Moldova și Transilvania să se adâncească mult mai mult și cu siguranță cei care vom pierde suntem noi. Acum, îmi doresc foarte mult ca în urma discuțiilor care vor avea loc cu cei din Ministerul Transporturilor și sunt curios care va fi poziția și prim-ministrului Dacian Cioloș pe acest subiect. Credeți că e suficient o discuție de acest tip politică sau este necesar, nu știu, un plan bine pus la punct în care să mergeți dumneavoastră, cei din Partidul Național Liberal, poate și alții, depinde. Și să existe cifre, planuri, mă rog, o prezentare, să arătăm acum, de din ce... Din păcate, la noi, știți cum e, discuția nu mai are nicio valoare. Am avut master planul care a fost modificat, a fost remodificat, după aia variante peste variante. Știți cum e? Cred că, din păcate, astăzi noi, ca și țară, nu avem un proiect de țară pe termen lung, pentru că un astfel de proiect n-ar avea cum să, la 100 de ani, facem centenar în 2018 și noi încă nu am legat prin infrastructură, autostradă, regiunile istorice. Altfel nu putem discuta de statul român, altfel. Domnule deputat, reluăm discuția. De câte ori am discutat despre autostradă? Dumneavoastră... Da, sigur, cu scuzele de rigoare pentru colegul meu, care e un coleg simpatic. Eu nu înțeleg de ce lucrurile astea nu s-au întâmplat înainte ca Cioloș să-și prezinte guvernul și planul de guvernare. Deci nu cred că e în regulă. La ce lucruri vă referiți? Deci guvernul Cioloș a fost susținut de PSD și PNL, clar, a asumat public și au și pus și oamenii în guvern. Nu e un guvern de tehnocrați. Cred că nu e chiar așa. Cred că domnul, au asumat domnul, o decizie deci, prezidențială. Deci nu poți să susții, nu poți să-ți dai votul cuiva care să nu-i ceri să facă ceva, da? Nu să se înschie în partid. Ori nu credeți că e o conjunctură în care niciunul din cele două partide mari nu au reușit sau nu reușesc să strângă o majoritate și atunci se merge, având în vedere contextul, și strada, și președintele. Îmi pare rău să spun, o înțelegere PNL, PSD și Iohannis pentru acest guvern. Pentru că, cu părere de rău, Iohannis le-a dat palme PNL-ului și PSD-ului după validare, că a spus, întrucât partidele care au fost la consultări nu au fost capabile să-mi propună un prim-ministru, da, e o formulare corectă, mi-am asumat acest lucru. Au propus, PSD a propus un asta a spus Iohannis. Am văzut că PSD-ul în planul 2, ca să mimeze că e viu, s-a dus a doua oară la consultări. Dar e posibil să nu fie existat a doua oară, nu? De ce nu s-a dus de prima oară? PNL-ul nu a dus nicio propunere de prim-ministru, da? Și președintele Iohannis a spus că sunt două partide care nu sunt în stare să genereze un nume de prim-ministru, în concordanță, dacă vreți, cu ce vrea strada, cu ce vrea societatea civilă, cu ce vor românii. Și mie mi s-ar fi părut corect, de efect, normal, ca în programul de guvernare a lui Cioloș, 13 pagini, să fi venit, domnule, la transporturi vrem să facem 500 de kilometri de autostradă, pentru că avem 3 miliarde din bugetul pe fonduri europene 2014-2020, vrem să facem 700 de kilometri de drumuri județene prin autoritățile locale, da? Asta ar fi fost un program de guvernare, pentru că tot la fel, cu părere de rău, după creșterea, după ce s-a discutat săptămâna trecută ordonanța cu creșterea salariilor și colegii mei de la PNL, PSD au spus că susțin opera lor și așa mai departe, până dimineața, ziua votului, PNL a anunțat că nu va susține această ordonanță. Au votat și mă bucur că au votat, pentru că era un lucru ce bun. Ce vreți să spuneți? Că așa jocurile politice? Nu, după care, după ce s-a votat, domnul președinte Gorghiu a spus că
vrea un studiu de impact asupra impactului bugetar, asupra bugetului și așa. S-a spus că vorbim despre autostradă. Nu, nu, ca principiu, domnul Mihai. Vă rog. Dacă vreau autostradă Iași-Moldova, au avut 3 ani cu USL-ul și acum, înainte de a vota pe Ciolo, spuneau, noi, Partidul Național Liberal, pentru Moldova, pe umerii care plângem și luăm voturi toți... Haideți să tragem linie, să vedem ce se poate face de acum. Deci nu se... Domnul Mihai, e o decizie politică, pe lângă faptul că master planul de transport nu a trecut prin Parlament. Este o decizie politică pe care o pot lua... E o decizie pe care și-a luat-o guvernul Ponta. Da, o poate lua această decizie politică, numai că avem o problemă. Nu putem să ne sucim mereu, da? Avem un studiu de fezabilitate pentru autostradă făcut până în 2012, care este plătit câteva milioane de euro. Avem acum licitații ratate pentru acest proiect, autostradă, da? Pentru studiul de fezabilitate. Dar nici hârtiile nu le facem. Deci noi nu putem să ne batem joc, mereu spunem, vrem să facem asta, dar ne oprim, ne împiedicăm sau ne întoarcem înapoi. Iar Cioloș, membrii cabinetului Cioloș, au spus că până în 15 decembrie și au primit votul colegilor noștri, fiecare ministru va veni cu programul de guvernare pentru ministerul lui. E Marian Costescu, care este ministrul transporturilor, nu? Nu, dar ca principiu, eu cred că, sigur, trebuie decizie politică și aici Parlamentul trebuie să vină să susțină acest master plan prin vot. Pentru că este cel mai mare proiect de infrastructură. Deci strict o decizie politică. Este strict o decizie politică, cum am și menționat, pentru că de multe ori am avut același punct de vedere, că master planul și poziționarea autostrăzii Ungheni-Iași-Târgu Mureș și prioritizarea tronsoanelor a fost o decizie politică pe care PSD-ul nu a luat-o în favoarea acestui proiect. Am senzația că colegul meu, mai simpatic de altfel decât mine, n-a înțeles nimic din ceea ce cerea societatea civilă aflată în stradă, pentru că tot discurs politic are. Ca să-i fac o scurtă... precizare, dumnealui vorbește de cum a votat Partidul Național Liberal la creștere salarială de 10% în dimineața aia, dar dumnealui n-a fost în sala votului, pentru că ar fi știut că Partidul Național Liberal s-a abținut dimineața la dezbatere. La 10, urmând ca la votul final jumătate au votat pentru, jumătate s-au obținut. Asta este o discuție ca să... Nu, a fost, am o rugăminte nu intrăm într-o polemică falsă. Am fost la toate dezbaterile, inclusiv la vot, și ați primit aplauze de la toată sala când ați votat. Cum spuneți dumneavoastră, la fel ca și în altă situație? Să știți că modul în care se votează transmite puține lucruri. E important să vorbim acum despre acest lucru și m-ar interesa acest aspect. Eu înțeleg că e o dispută politică. Din păcate, guvernul ăsta fiind făcut pe ultimul 100 de metri, pentru că știți care a fost paradoxul acestor audieri? Prestația fiecărui ministru, da, cred că la modul general, aș putea spune, a fost slabă comparativ cu CV-ul fiecăruia dintre ei. Acum, cred că au fost aduși în ultima 100 de metri. Nu știu cum ministrul justiției a dus în dimineața rețineți de la Bruxelles la audier. Al doilea ministru. Al treilea. Ar fi putut, ca și nominalizare, ar fi putut să vină cu un program coerent de guvernare. Plec de la premiza că în noiembrie, la final, în decembrie, vor reuși. Pentru că astăzi, dacă ne uităm pe cele 13 pagini ale programului de guvernare, el e subțire, acolo sunt direct de principiu. Deci, domnul coleg, tot la fel, domnul Mihai, 15 decembrie trebuie să prezinte fiecare ministru programul. Au promis că vin și au primit un vot de încredere, însă vreau să spun următorul lucru. Am avut un ministru Teodoroviș la finanțe care a venit cu minunea cu bacșișul pe bonul fiscal. Când și-a dat seama că a fost o implementare proastă și o idee greșită... A spus că e un experiment, e adevărat. A spus că e un experiment. Noi nu putem face experimente pe 20 de milioane de oameni, pentru că acești oameni care au fost aduși în cabinetul Cioloș, pornind de la ideea că sunt tehnocrați, neasumați, neimplicați politic, chiar dacă nu sunt implicați politic, ei trebuiau să aibă idei foarte clare despre domeniul respectiv. Actualul ministru al transporturilor, Marian Costescu, trebuie, așa cum ați spus, până pe 15 decembrie să vină, nu, cu un plan de management a acestui domeniu. Mă interesează cum sau ce fac partidele din Iași, ce faceți dumneavoastră, până pe 15, astfel încât să-l convingeți că masterplanul despre care spunem, masterplanul general de transport al României este întocmit cu priorități care
mă rog, nu le agrăm noi cei care stăm aici la această masă și cum îl convingem să schimbe. Și în ceea ce privește autostrada, dar chiar și în ceea ce privește datele care sunt în acest master plan referitoare la aeroportul internațional. Noi am avut discuții inclusiv cu Mihai Lupu, care este deputat și este președintele Comisiei de Transporturi din Camera Deputaților, și cu toți ceilalți colegi, astfel încât să avem o discuție cu ministrul transporturilor pentru a îi arăta și a-i expune care este viziunea noastră în ceea ce privește, dacă ar fi să vorbim strict, să nu mai facem doar politică la televizor, despre autostrada Moldova-Transilvania, pentru că știți cum e, nici nu mai contează dacă ești de la vreun partid sau altul, dacă ești într-un județ sau altul. Cred că este foarte important să înțeleg și eu, cum da, trebuie să înțeleagă și ceilalți colegi parlamentari, că autostrada Pitești-Sibiu este vitală pentru România, așa cum Sculeni-Iași, Ungheni-Iași, Târgu Mureș este la fel de importantă pentru România. Că sunt cele două axe care cred că ar asigura o dezvoltare echitabilă României. Domnul Mihail, vă rog. Sigur că președintele Iohannis este apolitic, sus în sfera lui acolo, însă putea să aibă o idee despre Master Plan General Transport, un punct de vedere, chiar și pentru faptul că este președintele CSAT-ului și până la urmă rețeaua de drumuri este un element de siguranță națională. Master Plan General de Transport a fost făcut de Rus, de Ponta și de PSD. Nu a trecut prin nicio comisie parlamentară să ia vot. Au fost reuniuni ale comisiilor de transport din Senat și Camera Deputaților la Ministerul Transportului, doar ca o informare făcută de Rus. Nu s-a dat un vot de către Parlament prin nicio structură pe acest Master Plan General de Transport. Comisarul European pentru Dezvoltare Regională, Corina Crețu, nu și-a dat niciun punct de vedere pe acest Master Plan General de Transport, care în final, ce s-a întâmplat? A fost avizat de Comisia Europeană, da? Ori noi nu putem chiar să fim idioții Europei, am propus cât avem 3 luni de zile de când avem un master plan, da? Trimis acolo, validat și ce spunea colegul meu, foarte de acord. Păi noi nu avem un proiect de țară măcar 10 ani, 15 ani pe ceea ce înseamnă componenta de infrastructură. Dacă odată la 6 luni ne ducem la Bruxelles și suntem îndreptățiți să cerem asta, pentru că Iohannis a promis, Ponta a promis, Rus a promis, toți au promis autostrada, nu? Care este încrederea și care este tratamentul pe care România îl va primi la Bruxelles dacă după 3 luni, 6 luni, după ce am făcut o solicitare, spunem, știți, s-a schimbat guvernul România și din acest punct de vedere s-a schimbat toată filozofia pe Master Plan General de Transport. Dar poate Cioloș vine și schimbă toată structura bugetului de fonduri europene pe 2014-2020, că se pricepe. Nu contestă nimeni lucrul ăsta. Ce facem? Nu ne facem de râs? Putem fi noi credibili pentru instituțiile europene, instituțiile internaționale și pentru oameni. Că oamenii spune, băi, prietenilor, dar acum 6 luni era altceva. Credeți acum să știți că un guvern de stat tehnocrat ar putea să facă lucruri importante pentru România pe care niciun alt partid politic n-ar fi avut curaj. Dați-mi un exemplu. A candidat vreunul dintre ei, are vreo răspundere și asumă ceva? Acum, domnul... Nu, eu vă întreb tehnic. Tot spus. Eu, din păcate, înțeleg și vreau să cred că am înțeles ceva din strigătul generației mele, asta mai tineri decât dumneavoastră, că nu putem să politizăm, să facem discuții de astea inutile pe orice subiect. Ați tot afirmat că acest guvern este unul PNL-PSD, n-aveți unul. Și eu aș putea să spun că acolo un guvern și Dâncu și mulți alții au avut carnet și au mai fost... foarte implicat, dar știți cum e? Aș putea, dar nu vreau, pentru că în fața telespectatorilor să vă spun că mulți din cei vorbește, că din cei care sunt astăzi miniștri, o 3 sau 4 sunt mai apropiați sau provin din sfera de influență a fostului președinte sau actualului noastră președinte Traian Băsescu. Dar nu cred că asta este rostul emisiunii, că nu facem altceva decât să facem un dialog. Dar n-am spus asta, domnul coleg, am spus că dumneavoastră ați votat și ați asumat. Eu aș vrea să vă spun un lucru. Pe planul de guvernare. Noi astăzi ar trebui să vedem exact care este locul și rolul nostru în Europa. La fel cum vă spun, pe Schengen, noi astăzi nu suntem în Schengen pentru că niciun partid politic sau niciun guvern, pentru că în spatele fiecărui guvern era un partid politic, n-a avut curajul să meargă în Jai, în Consiliul Jai, să spună, mă, puneți pe masă decizia României, solicitarea României de a intra în spațiu Schengen, pentru că ne era teamă, indiferent care era guvernul, să ne întoarcem acasă, să spunem că nu ne-au acceptat aia, că trebuia să fie discuții în o decizie luată de comun acord, că am fi decontat electoral. Eu cred că o astfel de decizie poate să ia acest guvern tehnocrat. Să vedem care țară din Europa, după ce noi ne-am
ne-am asumat și am dus la îndeplinire toate solicitările lor, spun că România nu este pregătită să intre în Schengen. Așa cum, revenind acasă, pot fi politici făcuți publici și planul ăsta de țară pe 10-20 de ani, așa fel încât să avem un proiect de țară. Pentru că altfel ajungem în situația în care Dragnea spune că vrea autostradă de la București la Alexandria, după alte 6 luni vine nu știu care Popescu, ministrul transportului, spune că vrea de la Văscăuții din Deal la Văscăuții din Vale și nu putem. De asta înțeleg și eu și cred că ar trebui să înțeleagă și celelalte partide politice că discuțiile astea inutile, vin ai noștri, pleacă ai noștri, nu-și mai au rostul. Păi... Și ar trebui să facem ceva dincolo de toată discuția asta și vâltoarea politică. Domnul coleg, cred că amândoi suntem ingineri și înțelegem lucrurile astea mult mai bine. Foarte mari miniștri tehnocrați. Un lucru, sigur, câteva precizări. Noi până în 2012 am avut un studiu de fezabilitate plătit care avea nevoie de un singur aviz de la mediu pentru a fi însușit de statul român. În perioada în care s-a făcut studiul de fezabilitate, statul român a adoptat standardele de cost europene care ne dădea dimensiunea financiară corectă a acestui studiu de fezabilitate. Ori USL-ul din 2012 a negat acest studiu. Poate și am spus, poate dacă am fi avut acel studiu de fezabilitate cu FNQ-ul și cu alții, poate am fi avut primul kilometru de autostradă de investiție început în statul român și statul român era obligat să o ducă mai departe. Ce spuneți, partea politică, partea aceasta? Nu, partea tehnică. Care vă întreb eu. Iar, nu e partea tehnică, pentru că vorbiți despre guvernul trecut, ce au făcut, nu, ce n-au făcut. Nu, proceduri despre... tehnice, nu-i politică. Da, dar eu vă întreb despre un guvern de tehnocrați. Eu pot eu spune ce poate să facă un guvern de tehnocrați. Pot lua decizia atât de ample? Și au fost discuțiile cu liderii partidelor parlamentare. Să nu mai vină fiecare deputat, fiecare senator în interiorul grupului parlamentar cu amendamente ca să treacă bugetul de stat, fiecare cel doar pe la el în comună. Ba o toaletă în spatele școlii, ba un drum din ăsta să-l pietuim sau să-l asfaltăm, pentru că astfel guvernul să vină să primească de la partidele parlamentare proiecte importante, cel puțin regionale. Pentru că nu se văd, domnul meu, nu se văd nici căminile culturale pe care unii dintre primarii noștri, indiferent de culoarea politică, le-au făcut în comunități, deși și astea sunt necesare. Dar noi astăzi vă spun, cred că guvernul ăsta, dacă și-a asumat un mandat de un an de zile până la alegerile parlamentare de anul viitor, ar putea să vină cu un program pe care toate celelalte partide să și-l asume și indiferent care din acele partide, dacă vor avea majoritate să formeze noul guvern după noiembrie 2016, să și-l însușească. Două întrebări sau o precizare. Sigur, sunt proiecte care vin în timp. Chiar ieri am fost la Ministerul Sănătății, Banca de Țesuturi de la Iași. Răspundem la întrebări după pauză, dar vă rog. Hotărâre de guvern și anul viitor vom avea Banca de Țesuturi la Iași pentru că s-a refăcut studiul de fezabilitate în sensul corecției devizului economic pentru situația dată. Și acum Banca Mondială a scos la licitație studiul de fezabilitate pentru Spitalul Regional de Urgență, pentru care pe bugetul comunitar avem 50 de milioane de euro, restul până la suma care va rezulta din studiul de fezabilitate va trebui să fie acoperită de guvernul român într-o formă sau alta. Sunt două proiecte care au curs odată cu schimbarea guvernului și eu sigur am o întrebare pe lângă această precizare. Dacă guvernul Cioloș, care sigur eu nu bănuiesc pe nimeni de rele intenții, vine cu un program, indiferent că va fi bun, excelent, și va trebui să vină în Parlament și nu va avea numărul de voturi, ce se va întâmpla? Cu cine are contract guvernul Cioloș? Cu Iohannis, cu țara, cu Parlamentul? Și cui cu de parlament. Socoteală? Ce se întâmplă? Eu am câteva nelămuriri pe care le-am adresat și în comisie. Pentru că vrem, nu vrem, dumneavoastră și cu mine, ca deputați, indiferent cine guvernează, azi am avut, că joi am zis de audiență, peste 30 de oameni la cabinet. Eu trebuie să le răspund și să-i ajut să dau soluții pentru tot ceea ce se întâmplă. Haideți să facem o pauză. Continuăm dialogul de la Vocile Iașului după câteva momente. Continuăm dialogul de la Vocile Iașului. Invitați sunt Petru Măvilă, președinte Mișcarea Populară Iași, deputat de Iași, și Costel Alexe, președinte, copreședinte Partidul Național Liberal Iași, deputat de Iași de asemenea. Ați ridicat, domnule Măvilă, o întrebare legată de cine, în fața cui răspunde acest guvern? Este o întrebare retorică? Vreți să... Nu, e o întrebare serioasă, nu e retorică. Deci este o întrebare serioasă. Acest guvern, asumat de președintele Iohannis și votat de Parlament, nu are angajament față de nimeni, doar jurământul care l-a depus fiecare ministru la investire.
dacă una din ideile lor, lege, proiect național, strategie, vine în Parlament și nu întrunește o majoritate, ce se întâmplă? Am o nelămurire. Acum, colegul de platou este parlamentar mai vechi și în Parlament și în viață și are și răspunsul. Eu am să vă răspund la ambele întrebări. Unu, acest guvern este susținut absolut toate partidele politice, dincolo de ce spune... Adică au primit voturi de peste tot. De peste tot. Acum, noi trebuie să facem și precizarea asta, că s-a vehiculat în spațiu public, e un guvern susținut de PNL, nu știu cu ce majoritate, nu, și cu președinta Ana Gheorghiu și toți noi toți ceilalți am spus foarte clar că acest guvern, și așa va fi, va avea susținerea întregului arc parlamentar atât timp cât va avea proiecte importante pentru țară și își va asuma anumite reforme pe care, vă repet încă o dată, partidele politice poate n-ar fi avut curajul să o facă. Răspunsul la întrebarea ce se întâmplă dacă un proiect sau dacă... Este moțiunea simplă, este moțiunea de cenzură pe care fiecare partid politic o poate folosi împotriva. Vă dați seama ce hazliu va fi când cei, îmi cer scuze, când cei care au votat guvernul vor face moțiuni de cenzură împotriva lui. Acum, domnul coleg, dumneavoastră știți foarte bine că partidul, Parlamentul a votat acest guvern indiferent de culoarea politică pe care o a avut-o. Și este o investire. Dar eu vă spun un lucru, nici măcar dumneavoastră, fără discursul ăsta frumos de la televizor, dar sau oricare alt... Eu cer să fie cât se poate concret, sau președintele dumneavoastră, Traian Băsescu, nu va avea curajul efectiv să atace la nesfârșit sau să-și asume căderea acestui guvern, pentru că în momentul de față, niciun partid politic nu cred că se bucură de atât de mare susținere din partea electoratului, astfel încât să-și asume formarea unui nou cabinet. Trebuie ceva precis. Prefecții trebuie să fie schimbați. Deci, domnul Mihai, vom vedea în pasul 2 ce sunt cei cu acest guvern. Din punctul pentru că dacă rămân secretarii de stat, rămân miniștrii, rămân prefecții, subprefecții și ceilalți, înseamnă că avem răspunsul. Însă, vreau să vă spun că din punct de vedere tehnic, electoral și legislativ, toate partidele, și PNL-ul, și PSD-ul, și PDL-ul cândva, au avut proiecte de legi privind depolitizarea de la un anumit nivel în jos a instituțiilor statului, da? Vă amintiți? Chiar colega dumneavoastră, doamna senator Mihaela Popa, a spus de multe ori că trebuie un proiect de lege ca director de școli să nu mai fie așa și așa mai departe. Și eu sunt de acord. Eu am spus chiar foarte clar, chiar prefecția politici care sunt acolo să fie politici, pentru că sunt, și nu trebuie să fie o minciună, ei sunt oamenii premierului politic în teritoriu. Ce minciună asta că prefectul e politic când el face politica lui Ponta? Trebuie lui... să plece din punctul dumneavoastră de vedere acum? S-a schimbat guvernul. Paradoxul e felul următor, că în mod normal până astăzi toți acești directori deconcentrate care în mod normal ar trebui să fie apolitici puteau fi inclusiv cu adeziune la partid, așa cum spunea și colegul de platou, prefecții care în mod normal e trimis guvernului și evident al premierului în teritoriu, eu cred că ar fi trebuit să puteau să aibă și coloratură politică. În cazul de față, așa cum a declarat la investiri și copreședinta Ana Gheorghiu, așteptăm depolitizarea tuturor instituțiilor din partea guvernului Cioloș. Sper că premierul va avea acest curaj, iar în ceea ce privește cazul prefecților, nu știu, din cei care sunt astăzi în țară, poate unul dintre ei care au și-au făcut treaba sau au fost oameni care au și-au păstrat aura asta de apolitic. În cazul Iașului, cred că prefectul Dan Cârlan mai ales, eu l-aș întreba pe dumnealui cât de apolitic a fost când anul trecut, odată cu ordonanța 55, mergea și amenința primarii prin anumite comune sau îi momea împreună eu cu Dragnea. Eu cred că este reprezentativ pentru guvernul Cioloș Dan Cârlan, care e experiența tuturor partidelor și atunci ar putea asigura un echilibru pe șchierul politic să comunice tehnicul Cioloș. Asta dă bine la discuția noastră politică, dar nu are cum păi să rămână domnul, pentru că societatea deputat, civilă a cerut Alina altceva. Alina Gheorghiu trebuie să spună următorul lucru. Depolitizăm clasa politică, instituțiile, da, noi clasa politică depolitizăm instituțiile cu un pachet de legi care va fi adoptat până luna ianuarie, pentru că, politic sau nu, cei care au candidat au dat concurs pe multe funcții, da? Au dat concurs oamenii. Mă știți cum e? Nici n-a trecut o săptămână de la investirea guvernului și unii oameni, politicieni, până să vină deci, cu ce domnul, guvernul cu ce vrea să facă, mă, deja îi atacă. Dar eu nu-i atac. Dacă Cioloș împreună cu miniștrii vor veni și vor spune în fața
și a Parlamentului și a țării, că da, se vor nu, schimbă. Fața Parlamentului, că noi votăm legile. Vor veni și vor spune că urmează procesul de depolitizare a instituțiilor de învățământ, da. În momentul cum? Ăla cum? Dumneavoastră care ați făcut atâtea păi cum? La printr-o lege. Păi da, trebuie o lege, un cadru legal transparent, cu un termen de aplicare care spunem noi avem pachetul de legi prin care depolitizăm și învățământul. Voi fi și la 1 septembrie 2016 odată cu începerea noului an școlar, vom avea un alt... probleme strict politice de majoritări parlamentare. Haideți să vă spun, în momentul în care se face reforma asta, chiar dacă și-au luat concursul sau nu, e evident că vor fi din nou aceste posturi scoase la concurs. În momentul ăla, acum, putem să asigurăm, cel puțin guvernul Cioloș poate să facă, o transparență mult mai bună. În așa fel încât să ne asigurăm că pilele politicii nu vor mai avea loc acolo când deci, se vor primul semn de politizare care stă la îndemâna dumneavoastră și a colegilor din PSD, retrageți-vă toți membrii de partid din funcțiile publice și atunci, ei retrăcându-se singuri, Cioloș are funcțiile libere, caută tehnocrați și am salvat problema și nu mai e nevoie să avem o lege care să spună că de la, cu excepția prefectului, șefului poliției, și învățământului și aici nu-i politică, tot îmi dați că fac politică, nu. Astea sunt mecanismele statului care pe lege trebuie aplicate. Da? Băi, cei deci, dumneavoastră, care... acum vreo câțiva ani erați membru al fostului Partid Democrat Liberal, da. Când ministrul finanțelor și ministrul transportului de la acea vreme, în 24 de ore, da? I-a demis. Nu. Astăzi putem veni cu asemenea propunere legislativă au făcut această pe procedură. Care să-și o însușească Parlamentul, să o legifereze, corect. Astfel încât să avem instituții și plecând de la 1 ianuarie, 1 februarie, nici nu mai contează, important este să o facem de depolitizarea acestor instituții. Acum, nici nu vreau să cădem în capcana, că iarăși va veni discursul ăsta în care de mâine vom depolitiza tot ce înseamnă administrația România. Dați-mi... Important este să facem politica pașilor mărunți și domnul, să vedem. Eu sunt de acord să facem acest lucru. Educația nu trebuie politizată dați, și sunt multe alte domenii. Vă dau domenii. Un exemplu foarte clar, că noi suntem oameni care ancorați în realitate. Și, scuzați-mă, dar era toți au făcut eu aș vrea să vă răspund că n-aș vrea să fie nicio urmă din doială. Prefectul Dan Călan la cum s-a comportat față de toți aleșii locali din județul Iași. El trebuie să plece pentru multe foarte multe ar trebui să plece, a blocat planul să de reorganizare la fotos. Vreau să vă spun următorul lucru. Pornind de la ideea că PNL-ul e de bună credință vrea de politizare. 80% din cei care conduc instituțiile din România sunt membri PSD sau susținuți de PSD, da? Da, are asta vreo importanță. Ba are, pentru că eu trebuie să vin cu lege în Parlament, da, ca să asigur cadrul legal corect pe ceea ce susțineți mai și eu, că instituțiile de la un anumit nivel încolo trebuie să fie apolitice. Cum va vota PSD-ul? Ce se va întâmpla dacă nu va vota? Eu sper să voteze ca Partidul Național Liberal, care și Partidul Național, ca orice alt partid, și UDMR-ul, și PMP-ul sau Mișcarea Populară, din care faceți parte astăzi, mai iau oameni în administrații pe funcții de director. Domnilor, ne-am asumat prin acest guvern de tehnocrați că vrem să reformăm societatea românească. Dacă va fi bun, chiar dacă este astăzi director, se va prezenta din nou la concurs. Făcut în condiții optime pentru toată lumea. Dacă e bun, ia concursul. Din adică, adică dă declarații pe proprie răspundere și își asumă public faptul că nu mai e membru la niciun partid. Faceți o discuție. Păi este o discuție. Ce spunea colegul meu, este o procedură tehnică legislativă care se asigură cadrul public transparent legal prin care instituțiile statului funcționeze fără comandă politică decât comanda Ministerului apolitic, ierarhic. Intrăm într-o discuție în spirală. Cred că telespectatorii și-au făcut o imagine despre argumentele fiecăruia dintre dumneavoastră. Vreau să vă întreb, coborând la politica locală, se vorbește la Iași deja de candidați la primărie, Mișcarea Populară. Domnule deputat, da. De candidați la primărie? Deci, nu. Nu, e o decizie care vor lua colegii, avem câteva variante de candidaturi, le vom face public la moment, publice la momentul. Dumneavoastră, poftim? Dumneavoastră personal vă doriți să candidați sau vă doriți să nu candidați? Bun, sigur, cred că fiecare eșean într-o anumită funcție și nu numai, chiar și oameni simpli s-au gândit simpli în sens că nu au responsabilități publice, că niciun om nu e simplu, dar are suflet, are mândrie, are inimă.
E o responsabilitate, sigur, e onorant să fii primarul Iașului. Nu neapărat e onorant să fii candidat să ai 2%. Dar mișcarea populară va avea candidați în toate localitățile județului, liste complete și, sigur, cel mai important trofeu la care revenim toți, trofeu din poziția în care se poate face treabă pentru comunitate, nu te-ai urcat pe scaun și dorbe acolo sau nu știu ce minuni faci. Întreb pentru că Cutuma așa spune, cel mai vizibil om al unui partid e de obicei cel care... Nu e obligatoriu, și partidul, deci care... de regulă acest lucru s-a întâmplat. Când organizațiile au decis că cel care e președinte candidează sau când președinte s-a dorit, au fost și situații în care președinte de partid este cineva și candidat este altcineva. Și în cazul colegilor de la PNL, au un președinte de partid, au nominalizat un alt candidat. Deci nu e obligatoriu ca președintele, colegul meu este copreședinte împreună cu domnul senator Oprea. Au alt candidat. Deci nu e obligatoriu să existe o suprapunere între candidat și președinte. La Partidul Național Liberal situația este alta. Sunt mai mulți deputați, sunt mai mulți oameni cu profiluri... cu un profil public mai proeminent. Și avem doar o singură primărie, că au mai mulți candidați. La dumneavoastră? Deci avem soluții. Nu vă... Aveți soluții, dar da. Nu vreți să ne le spuneți. Băi, nu, deci vom face public numele în condițiile și după ce în ierarhia noastră de decizie, în mecanismul nostru, vom lua decizia finală pentru candidat. Deci eu nu pot să, și cu scuze de rigoare, nu pot să arunc nume că sunt candidați, după care se constat că el nu va fi nici pe lista de consilier, poate. Cum... Foarte pe scurt, cum vedeți acum aceste dispute, mai mult în spațiu public, așa, și pe care le poartă în general oamenii politici despre numele pe care le-au împins cumva în față celelalte două mari partide, Partidul Național Liberal la Iași și Partidul Social Democrat? Cu specificația următoare. În cadrul Partidului Social Democrat nu au anunțat cine va fi candidatul, dar toată lumea vorbește despre Mihai Chirica. La Partidul Național Liberal s-a anunțat un candidat. Da, în primul rând vor avea o problemă ei între ei, pentru că au guvernat local 2 ani de zile împreună, când s-au tăiat ei, s-au întâmplat alte minuni. Deci, din punctul ăla de vedere, este o răspundere comună. Mai departe, cred că este treaba lor și a cetățenilor ce se va întâmpla. Noi, cum spuneam, vom fi un competitor serios, cu ofertă bună și vom avea proiecte serioase, concrete și mai ales realizabile pentru Iași. Chiar mai aveam candidații, dacă vă amintiți, vreau metrou din Copou în Podul Roșu, și vă amintiți primele începuturi, unii vreau metrou de la Ciurea la Lețcani, la Holboca sau la Ciurea. Vor fi alegeri într-un singur tur. Aveți, de exemplu, Partidul Național Liberal, s-a gândit la vreo strategie prin care să anihileze voturile unor candidați care vor din aceeași zonă ideologică, de dreapta, cum se spune. În ceea ce privește Partidul Național Liberal, la noi lucrurile sunt mult mai clare, pentru că astăzi, de exemplu, cu toții am ajuns la concluzia că Iașul pentru dezvoltarea sa are nevoie de altceva și nu putem să mergem cu un politician pur sânge sau doar un cineva care a făcut doar politică. De aceea noi îl avem desemnat pe, e mai mult manager decât politician, Marius Bodea, directorul aeroportului, care a demonstrat că astăzi merită această nominalizare și eu sunt convins că și ieșenii, după ce îl vor cunoaște și îi vor analiza activitatea, își vor da seama că merită să fie primarul Iașului. Pentru că a demonstrat într-un termen foarte scurt că acolo unde a condus instituția Aeroportului Internațional și lucrurile s-au mișcat cu niște pași cum nici măcar noi sau el nu credea că se va întâmpla. Avem astăzi, cred că, cel mai modern aeroport din Iași și cu siguranță îmi povestea și au aflat și ceilalți colegi care au fost la inaugurarea terminalului, anul viitor vom avea 30 de curse pe zi. Imaginați-vă că acest lucru în 2012, care nu e decât acum 3 ani, nu aveam decât 4 sau 5 cu tot cu cele naționale. Nominalizarea asta ne dă și nouă speranța că, mai ales acum, în urma protestelor, societatea românească și societatea aiciană are nevoie de altceva decât un politician sau un politruc și sunt convins că experiența lui va demonstra ieșinilor că merită votul său. Pe mine mă bucură foarte mult că atât eu cât și
distinsul profesor, copreședinte, senatorul Dumitru Oprea, îl susținem împreună cu cele foste două formațiuni care astăzi fac parte din Partidul Național Liberal și îmi dă speranță că anul viitor și ceilalți ieșeni, care astăzi sunt membri ai unor formațiuni politice mai mici, vor conștientiza că votul pentru dreapta dat în noiembrie 2014 va trebui să meargă către un candidat de dreapta. Același lucru, să știți că asta cu alegerile dintr-un singur tur nu ne sperie, pentru că ne dă speranță, mai ales nu doar în Iași, ci și în celelalte localități sau comune din județul Iași, că vom câștiga. Pentru că avem oameni foarte bine pregătiți. Avem aproape lansați în anumite localități oameni tineri, sub 40 de ani, care au demonstrat în ceea ce fac că merită și cu siguranță vor merita votul cetățenilor. Asta cu fragmentarea votului, sau că astăzi poți să faci partid cu 3 membri și poți candida, știți cum e dincolo de imaginea frumoasă sau de prestanța pe care poți să o ai la televizor, trebuie să și arăți ieșenilor ce ai făcut pentru ei și apoi trebuie să le arăți și cu cine ai putea să faci ceva pentru ei. Pentru că idei bune poate am și eu, cu siguranță are și colegul de platou, dar dacă nu avem în spate o majoritate care să transforme acele idei în proiecte fezabile pentru Iași, rămâne doar o discuție frumoasă. Da, sigur, este interesant discursul tehnic al colegului nostru, că nu totul e politică. În turul 2, Mișcarea Populară s-a implicat din plin în susținerea lui Klaus Iohannis pentru funcția de președinte. Asta nu înseamnă că ne-a invitat vreodată la consultări și că noi am vrut să ne ducem. Dar ALDE a invitat. Însă, vreau să vă spun foarte clar, în PNL e o problemă, și nu numai în PNL, în partidele care au primari este o problemă. Suntem o contradicție final, între alegerile din turul 1, care favorizează primarii în funcție, membrii ai partidului, și este această problemă, și cei care vin acum să bată la porțile funcției de primar. Este clar faptul că, sigur, și aici e problema lor, dar din afară, sunt convins că a fost un sondaj în urma căruia a fost desemnat Marius Bode, candidat la primărie, iar timpul ne va arăta, pentru că chiar am experiență pe această temă, comportamentul unor confrați politicieni în situații de tensiune. Mi-ar fi plăcut, și am susținut public, mi-ar fi plăcut să existe alegeri din turul 2, pentru că atunci dreapta, cu toate disfuncționalitățile și separările, ar fi putut să facă alianțe și să câștige primării pentru comunități, să implicăm și să implementăm proiecte de dreapta, proiecte care înseamnă investiții, proiecte care înseamnă altceva decât mereu ajutor social, și mă refer nu la cei care trebuie, la cei care nu trebuie să dai ajutoare sociale și facilități fiscale ca să cumpere voturi. Eu am convingerea, chiar așa fărămițată cum este clasa politică și nu avem din păcate două tururi, că anul viitor dreapta poate să facă un proiect comun în care și dumneavoastră și ceilalți colegi de pe șichierul politic de dreapta să participe și împreună să susținem pe cel care are la urma urmei cele mai mari șanse. Pentru că așa a fost tot timpul în România și în Iași, tot timpul electoratul votează cu cel puternic. E de datoria noastră, a celor de pe dreapta, să arătăm electoratului că avem cel mai puternic candidat. Am ajuns la finalul emisiunii noastre. Vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție și despre politica locală, cu care am început și cu care am și încheiat, dar și despre celelalte aspecte legate de autostradă sau rolul tehnocrat al guvernului tehnocrat. Petru Movilă, președinte Mișcarea Populară Iași, Costel Alexe, copreședinte Partidul Național Liberal Iași, mulțumesc foarte mult. Mulțumim. Bună seara. Așteptăm și opiniile dumneavoastră la adresa de e-mail a emisiunii Vocile Iașului, arondigi24.ro, sau pe pagina de Facebook, facebook.com/vocileiașului. Sunt Ovidiu Mihăiuc, ne revedem mâine de la ora 19. Seară liniștită.